Hai, Danuță. Avem 5 secții pe certificat de grade sportivă. Active sunt fotbalul, natația, handbalul și basketul. Performanțe, avem puțin activitate. La fotbal am avut cea mai înaltă performanță. Am mers până în faza națională cu juniori A, cu cei mai mari juniori, până în sferturi. Am mai adăugat încă două secții, tenisul de masă, badmintonul, pe certificat de grade sportivă. Ne dezvoltăm. Sunt 180-190 de copii care activează la clubul nostru. Am avut experiențe și cu echipele de fotbal de la Cinișia. Deci eu vreau, în primul rând, să zic că seria noastră aici e legată de dorința de a vedea clintena, de a vedea aceste doare de stele minunate, de a cunoaște mai de aproape România sub toate aspectele, în special cel cultural, să vedem obiecte de menire istorică, adică istorice și culturale. Și, de fapt, ceea ce vedem aici, poate undeva depășește așteptările noastre, pentru că vedem această bază materială cu care noi nici pe departe nu putem să ne comparăm. Asta nu ne descurajează, vreau să vă zic, sau vreau să cred că nu se descurajează. Deja am primit o întrebare la noi, când să fie așa, la un teren de fotbal, nu, ca să facă ce ne-o către. Știți că este, de fapt, nu e nimic imposibil. Vezi, împrumuți, te gândești cum a făcut alții și încerci să faci tu. Adică deja noi am obținut ceva, prin faptul că am venit aici la dumneavoastră. Vorbind de instituția pe care o reprezint, am zis, sunt în postură de director interimar la momentul instituției. Zic lucrul ăsta din considerentul că nu vă pot spune cam ce performanță are instituția noastră. Eu nu sunt sportiv de profesie sau de carieră. Avem aici persoane care reprezintă sportul, însă că de ceva vă pot zice. Instituția este una care se numără între trei parte, sau a apărut acum, îmi pare, ca patra. De genul respectiv de Republica Moldova. Fapt care permanent ne pune în situație să participăm la multe sau practic la toate competițiile sportive de rang republican sau național, Republica Moldova. Deci participările noastre au registrat performanță, credem noi că poate nu chiar modeste sau am putea chiar să ne gândim, putând să avem campion al Republicii Moldova. Avem mai mulți, nu pot să vă numesc și că vă primesc asta nu de nimic. Deci avem participări și la competiții internaționale, nu atât de multe. Avem băieți talentați și dorința noastră este ca ei să iasă din cadrul destul de strâmb, să zic așa, să gust al țării și să vadă Europa, să vadă România, să se înspire și, într-un fel, ei vor fi cei care mai departe vor duce, zicem, ștafeta și pe plan sportiv, și pe planul colaborării cu România, și pe planul înfrățirii și unirii și așa mai departe. Deci cam asta sunt intențiile noastre. Cât privește capitolul colaborării, noi urmează încă să-l analizăm, să-l studiem. Am găsit niște modele, ca să zic așa, de acord, de partener, dar dacă doriți, am vrea să vă rugăm, ca să doriți cu prăstă, să încheiem, probabil, așa. Colaborare, dacă zici că ați fost la Cinișoara, eu sunt mare măsură simplifică lucrurile, pentru că deja știți ce prezentăm, nu vor fi surprize. Ați vorbit de echipa de fotbal, noi cu ce ne, hai să zic așa, moldoveniște sau țărăniște, ne lăudăm. Performanțele noastre sunt mai mult în domeniul atletismului, dar avem bune performanțe la lupte libere, pentru că acestea sunt două domenii care sunt de bază în cadrul liceului profil sportiv. Cât privesc jocurile sportive, fotbalul, echipa de Lipoveni, cam permanent, dar cam cum ar fi Barcelona pentru Europa, așa, noi suntem pentru Raiul.